Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență pentru reducerea TVA de la 9 la 5% pentru livrarea produselor bio-tradiționale autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Durabile. În primul rând, avem în vedere creșterea accesului românilor la produse sănătoase, de înaltă calitate, tot mai căutate pe piața alimentară. Vom reduce taxa pe valoare adăugată de la 9% la 5% pentru livrarea acestor categorii de alimente, respectiv produse montane, ecologice, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Premierul a adăugat că diminuarea cotei TVA pentru întreg lanțul de distribuție ar trebui să ducă și la reducerea prețului acestor produse. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a explicat și care sunt produsele vizate de această măsură. Guvernul României a decis reducerea la 5% a cotei de TVA pentru livrarea alimentelor, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele. Reprezentanții guvernului susțin că această măsură va avea beneficii importante pe termen mediu și lung, atât pentru cetățeni cât și pentru economie.